Trecezi de flexiuni, nu te simți. Nu te simți cu condiția. Ați luat Toma necredincios, mă. Eu mă vând pe Iisus. Laurențiu. Tata, îți mulțumesc pentru vindicarea ta. Și tata, că vrei vindecă. Și poruncesc acestei mâini să fie vindecată în totalitate, să se refacă așa cum tu ai făcut-o, tată, la început, așa cum tu ai creat-o în mâinile tale, prin cuvântul tău. Îți mulțumesc, tată, pentru aceste vindecare, tendoane, mușchi, cartilaje, refăceți-vă în numele lui Iisus Hristos. Acum. Și acum vorbesc cu durerea. Durere pleacă în numele lui Iisus Hristos. În clipa aceasta știi că nu mergi între părere. Pleacă acum. Acum. La fel sau mai puțin? Mă doare la fel. Durerea pleacă în numele lui Iisus Hristos. Mă strânge. Pleacă acum. Pleacă acum. Acum pleacă. Mulțumim, tată, că ai scăzut durerea ta. Noi vrem vindecare completă. Durerea pleacă în numele lui Iisus Hristos. Acum pleacă. Știi că trebuie să faci. Tot verificați, eu o căutați. Da. Deci, trebuie să mă apret de mai multe ori, dar nu vine să cred acum că chiar nu mai doare, așa. Că am mai zis și eu durere să plece și... Dacă mă doare, nu mă rugă. Da, cum plec. Da, da. Să încerc să spun numai că la început nu are cum. Pentru că, da? Pentru că pot să dau așa, deci, deci acum pot să dau cu partea asta, cum? Dar nu știu. Dacă nu e în totalitate, ne mai rugăm. Da, încă o dată. Că ne putem ruga de 10 ori. Dacă Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru omul acela să revină vederea de 2 ori, noi cu atât mai mult că nu suntem credincioși și nu avem credința aceea nici măcar cât bobul de muștar, trebuie să ne rugăm de mai multe ori. Că mereu tot. Da, dar nici nu vine să crede așa ceva. Deci... Nu trebuie să mergi la doctor, pentru că Iisus este doctorul cel mai... Hai să mergem să, pentru vindecare totală. Mulțumim, tată, că lucrezi pentru vindecarea acestei mâini, pentru fratele nostru și poruncesc durerii să plece în totalitate, iar tendoanelor, mușchilor, cartilajelor să se refacă în totalitate în numele Domnului Iisus Hristos. Știm, Doamne, că tot ce ai spus tu, cuvântul tău este adevărat. Mulțumim, tată. E și presiunea acum, zice. Dar n-am putut niciodată, deci de 2 ani de zile eu n-am putut să dau mâna niciodată așa, deci mă ajut cu asta. Deci nu-mi dădea voie, mă ținea foarte tare aici. Hai, următorul. Și totuși e mai bine. Cine are o durere? Repede. Gina, da, zi tu.